să ne revenim și să ne întoarcem pe plaiurile românești. Au venit la noi Gabriela Tanasov, soțul Patrick și cei doi copii, Eric și Iris. Bine ați venit! Hey, bine ați venit! În formulă completă, prima dată la voi. Cum sunteți voi așa, cu câteva zile înainte de Crăciun? Obosiți, entuziasmați? Cum? Cred că fiecare simte diferit perioada asta. Eric, tu cum ești, mami, azi? Entuziasmat? Abia aștept, nu știi? Că vine moșul. Noi suntem puțin mai obosiți pentru că, din păcate, încă nu suntem în concediu, știi? Dar o scoatem noi la capăt și cu cea mai complicată săptămână din an, de fapt. Ați început pregătirile, bănuiesc, sau încă nu? Da. Bradul îl avem, cred că, din noiembrie. La noi în familie, bradul e cam de la 1 decembrie. Da, frumos. Așa. Foarte devreme și... De anul ăsta și copiii ne-au ajutat. Și Iris, de fapt, că a fost primul ei brad în pădure. Conștient, da. Anul trecut era bebeluș. Și exact ca pisica, Iris se duce și până la nivelul acesta la brad, totul cade. Dărâmă și atunci cum construiți practic exact. Momentan normal. Avem doar bradul, sincer, îți spun. Și multe scrisori, nu, Eric? Da. Ce vrei multe să-ți aducă moșuri? Eric, înțeleg că tu ai scris scrisoarea lui moșu. Chiar tu ai scris scrisoarea, nu? Da. Și ce ai zis să-ți aducă moșu? Zi? Ce hai, vrei tu? Spune-ne. Tot ce vrei tu, orice vrei tu, spune. Jucării, acum haine, te aude la televizor. Văd că te și aude moșul, că el are niște spiriduși care îl anunță. E un copil care își dorește ceva și aude. Zi repede ce vrei. Lego Ninjago, tati. Da, eu zic că o să-i aducă. Da. Pentru că apare un copil tare cu minte. Da, o să scrii și pentru mine, te rog, o scrisoare, că eu nu cred că am timp. Bine. Bine. Dar mami, ce să-i aducă moșul? Da, mami, ce vrea să-i aducă, da? Orice vreau eu. Orice vrei tu să-mi aducă mie? Dar ce crezi că mi-ar trebui? Cel mai important lucru. Hai zi. Un ruj. Un ruj, da, niște cerci, ceva, o ochiță. Lego! Lego să se joace el, bineînțeles. Da, desigur. Aveți, de exemplu, Moș Crăciun vine în persoană sau lasă cadourile noaptea? Cum e la voi, nu, în familie? Eu cred că la noi vine prin gaura cheii. Și se face mic de tot. Și vine cu tot cu sacul la mare pe care micșorează, nu e? De exemplu, Moș Nicolae a avut pe masă lăptic și biscuiți. Mm-hmm. Da. Așa o să aibă și Moș Crăciun, nu-i așa, tati? Poate mai punem și niște sarmale, cine știe. Da, noi am pus cartofi prăjiți. Nu am pus cartofi prăjiți. E bine, normal. Asta Alexandru, că sigur la cartofi prăjiți îi lasă multe cadouri. Da, da, că normal. Cine mai vrea lapte, sincer? Cine nu apreciază cartofii prăjiți? Nu există pe lume așa ceva. Exact. Dar pe partea de pregătiri, sincer, încă nu am apucat decât să îmi împodobesc o dată masa cu lumânărele. Am luat ceva lumânărele cu miros de scorțișoară și măcar așa mi-am oferit starea de Crăciun în casă, știi? Dar, sincer, eu chiar aștept sarmale de la mama, pachet. A, clar asta. Cozonac poate face soacră-mea, știi? Adică nu am ajuns în momentul în care să mă ocup, uite, strict culinar eu de partea asta. Cred că toți părinții care au copii visează la momentul acela seara magică în care fac bradul și îl așteptăm pe moșu și e totul așa idilic. La noi nu a fost niciodată așa idilic, adică fie erau copii mârâiți că nu dormiseră la prânz, fie trăseseră de niște instalații și le rupseseră. Mi-mi era și mie puțin somnic. Era, hai odată să facem asta, să terminăm cu Moș Crăciun. Da, mi se pare că trebuie o doză de realitate așa totuși, pentru că este o perioadă destul de aglomerată pentru foarte mulți. Devine sufocantă și perioada asta de a merge prin magazine, de a căuta cadouri pentru cei dragi. Și chiar am momente în care, sincer, îmi vine să mă bag sub păturică, să mă uit la un film, doar și să nu fac nimic. Să nu-mi trebuie nimic, știi? Pentru mine asta înseamnă pacea dinainte de Crăciun. Adică eu toată copilăria, cel puțin, am fost obișnuită să facem bradul chiar pe 24 în ajunul Crăciunului. Acum, da, într-adevăr, am început și noi să-l facem mai devreme din diverse motive. Că, na, sunt frumoase pozele lângă brad prematur. Dar... mi se pare că dacă în seara aceea pot să simt o coajă de portocală miros, să desfac o mandarină cu copii, să beau un vin fierbinte, să mă uit la Home Alone, sunt pentru mine e de ajuns. Planificați și vreo deplasare? Sincer, m-am uitat la poze din Maldive în weekend în continuu, și eu și Patrick, dar cred că dacă reușim cumva
să zici, să nu rămânem în carantină pe undeva după când ne întoarcem sau o chestie de genul ăsta, poate prin ianuarie-februarie, dar... Eu am o speranță, știi? Pentru că anul trecut, pe vremea asta, ne pregăteam să plecăm în aventura vieții noastre. Unde? Hong Kong, Bali, Bangkok. Și împreună cu nașii, și a fost minunat, știi? Și am zis că de acum încolo, în fiecare an, mergem. Și anul ăsta am vrut să mergem cu familia, zic, îi ducem undeva la cald. Dar nu e... Ați plecat cu cei mici, nu? Anul trecut, nu. Cât ați fost plecați atunci? Am fost 2 săptămâni. Știi, cumva a fost un început de 2020, zic, nu, anul ăsta o să fie fabulos, începem 2020 pe rooftop, pe, da, o să fie extraordinar. Chiar așa a fost. A fost cu, nu știu cum să zic, noi când ne-am întors de acolo am venit direct cu toate veștile anului, cu virusul și așa mai departe, dar uite, n-am plecat nicăieri tot anul, am fost doar în țară, știi? Da, poate, asta, poate mergeți undeva la zăpadă, visăm. Poate mai spre munte, poate... Da, și la zăpadă, vrei mamile la zăpadă? Hai afară, la zăpadă! Copiii nu sunt, bănuiesc că nu merg acum la grădiniță, la creșă, la nimic, nu? Sau... Ba da, Iris merge la creșă, avem o variantă de after school și la ei a venit deja varianta de moșgerilă, pentru că merg la niște cursuri unde învață și limba rusă și atunci au varianta asta de a, nu știu, mi-am dorit cumva să le ofer varianta de a conviețui în multiculturalism. Corect, și să aleagă, desigur, da. Exact. Dar cu siguranță, eu tot ce-mi doresc este ca Eric să poată să meargă la anul la școală în liniște și pace, știi? Uite că ei au găsit Crăciunul aici. Au găsit ceva, da. Dar mi se pare foarte complicată perioada asta pentru ei și deși noi ne dorim foarte mult să avem varianta și de vacanță noi doi și după, dacă se poate, și cu familia. Acum abia sper da, la este... un weekend pe undeva, știi? Pentru ei a fost un an foarte complicat. Din punct de vedere social, cumva li s-a anulat varianta asta de a te juca cu copiii în liniște și așa mai departe și mi se pare că au nevoie de, și ei de o evadare, deși nu-și dau seama, poate să spună, știi? De acord. Și cred că ce le dorești și celor de acasă este cu adevărat să-și ofere timpul ăla de liniște. De acord. În familie. Mulțumim tare mult de vizită, să aveți sărbători fericite. Poate și vacanța mult dorită. Și sănătate după sărbători și înainte de sărbători tuturor. Cred că și liniște. Și urările de viață bună să fie la toți. Da. Mulțumim tare mult. Mulțumim mult.